Banca Națională a Moldovei a inițiat un proiect de modificare a unei decizii din 2019 cu scopul de armonizare a comisioanelor interbancare, o măsură care vine să asigure o concurență loială pe piața internă și transfrontalieră a serviciilor de acceptare a tranzacțiilor de plată cu cardul, transmite Mold Street. Banca Națională a Moldovei propune modificări ce stabilește condițiile de determinare a valorii comisioanelor interbancare aplicate în funcție de marca și categoria cardurilor de plată, cu scopul stabilirii etapizate a pragului maxim al acestei valori. Aplicarea valorii maxime a comisionului interbancar de 1,10% începând cu 1 aprilie 2023 pentru operațiunile efectuate cu cardurile de debit și de credit personale. Aplicarea valorii maxime a comisionului interbancar de 0,60% începând cu 1 aprilie 2024 pentru operațiunile efectuate cu cardurile de debit și de credit personale. Aplicarea valorii maxime a comisionului interbancar de 0,20% pentru cardurile de debit personale și 0,30% pentru cardurile de credit personale începând cu 1 aprilie 2025. În prezent este doar un singur comision de servicii de 0,50% pentru operațiunile efectuate cu cardurile de debit și de credit personale perceput comercianților în cazul plăților la buget. În rest, comisioanele sunt stabilite de către prestatorii de servicii de plată și au cote excesive, de regulă 2% din valoarea operațiunii, ceea ce generează o reticență a comercianților în acceptarea instrumentelor de plată fără numerar.